Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi testăm încă un produs care ne ajută să avem entertainment în mașină. Este vorba de Auto Pro X, un dispozitiv care ne oferă posibilitatea de a transforma conexiunea Android Auto cu fir în conexiunea Android Auto fără fir. Și dacă avem un telefon compatibil Samsung DeX, avem o grămadă de aplicații disponibile, deoarece ne oferă posibilitatea de a transforma ecranul navigației din mașină într-un ecran de laptop. Înainte să vă prezint mai în detaliu aceste funcționalități, haideți să vedeți ce primiți în cutie dacă veți comanda produsul. Deasupra avem manuale de instrucțiuni foarte detaliate, sub acestea avem produsul în sine, este foarte mic, foarte compact și sub adaptor avem două cabluri USB, USB-C la USB-C și USB-A la USB-C. Tot pachetul acesta arată a design Apple, cablurile sunt albe și arată foarte bine. Și acum că am desfăcut pachetul, haideți să vă arăt cât este de ușor să folosim produsul și în ce constă funcționalitatea Samsung DeX în mașină. Produsul poate fi utilizat în două moduri, fie folosim funcția Android Auto și vom avea toate aplicațiile ca și la Android Auto cu fir, Google Maps, Messenger, WhatsApp, avem și Game Center, putem juca și anumite jocuri dacă navigația este cu touchscreen. Trebuie să țineți cont că rezoluția acestui ecran diferă în funcție de modelul mașinii. Eu am testat dispozitivul pe o Dacia Sandero Stepway din 2023, dacă nu mă înșel. Totul funcționează foarte bine, deci dacă nu avem un telefon Samsung compatibil DeX, putem folosi în continuare Android Auto fără niciun fel de problemă și scăpăm de conexiunea prin cablu la telefon. Dacă totuși avem unul din telefoanele compatibile Samsung DeX, atunci totul se schimbă și după ce ne conectăm la conexiunea wireless a dispozitivului și activăm funcția Samsung DeX, vedeți și voi că ecranul navigației se transformă într-un ecran de laptop. Așadar, ne putem folosi de toate aplicațiile telefonului în mașină și dacă avem un ecran tactil, putem naviga prin aceste aplicații cu ajutorul ecranului tactil sau, pentru cei care nu au ecran tactil, putem folosi telefonul ca și trackpad și pentru a putea folosi tastatura, vedeți și voi că în momentul în care avem descris ceva pe ecranul sistemului de navigație al mașinii, o să apară tastatura în telefon. Este foarte, foarte interesant un asemenea dispozitiv. Totul funcționează foarte, foarte bine. Lista de telefoane compatibile o găsiți pe site. Oricum, este vorba de toate telefoanele Samsung Galaxy S, începând de la S8, Galaxy Note, Galaxy Fold, Flip și oricum aceste dispozitive au o viteză de operare destul de mare și astfel avem toate aplicațiile posibile. Aici vorbim despre Chrome, putem naviga pe internet fără niciun fel de probleme pe toate site-urile, avem YouTube, Netflix, Disney, HBO, deci putem viziona filme. Mai mult decât atât, ne putem juca pe sistemul de navigație original al mașinii. Pentru cei care nu au ecran tactil pe acest sistem sistemul de navigație, se poate folosi fără niciun fel de probleme un joystick. În afară de aplicațiile de streaming și de entertainment, mai putem folosi acest dispozitiv pentru a scrie documente, pentru a realiza prezentări sau, cum am zis, să ne jucăm. Orice aplicație care se poate descărca din magazinul Google Play Store pe dispozitivul Samsung va putea fi utilizată și pe sistemul infotainment fără niciun fel de probleme. Aplicația YouTube rulează foarte, foarte bine, astfel putem folosi sistemul audio original al mașinii. Haideți să vă arăt și cum putem instala anumite aplicații sau anumite jocuri din Google Play Store. Am ales să instalez un joc cu mașini. Acesta poate fi jucat folosind un joystick sau dacă avem ecran tactil, putem juca direct pe ecranul navigației mașinii. Așa arată și aplicația Google Maps, totul funcționează fără niciun fel de problemă, iar această funcție de a transforma telefonul mobil într-un trackpad este foarte, foarte benefică.
Acest produs este încă în faza de promovare și are o campanie pe Kickstarter, însă dacă doriți să îl cumpărați, există un link în descrierea acestui clip, acolo puteți afla și alte informații despre el și dacă aveți și alte întrebări, vă răspund în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru susținere, iar până data viitoare vă doresc drumuri bune. Pe curând!